Astăzi gătim castraveți de mare. Nici n-am știut că există așa ceva. Da. Să-i vezi în forma lor necurățată, cum arată exact ca un castravete, foarte mare. Are o piele așa foarte urâtă, urât de tot. Nu e plăcut, să știi, să-l vezi. Dar te asigur că se gătește, spre exemplu, în China se gătește de mii de ani, are și efecte curative, dar cu toate astea în Occident și în vest nu e atât de cunoscut. Îi facem de astăzi cunoscuți. Exact, noi am ales să-i facem ceva inedit. Și anume o să-l prăjim un pic la tigaie, doar să-i dăm o crustă. Hai. După care o să-l facem cu o pastă de miso. Preparatul nostru e gata, Radu, te așteptăm la masă. Hai să vedem cât curaj ai. Radu, bine da. Ai venit la noi la masă. Bine v-am găsit, sper. Ia spune-ne, sau nu, sau ce filmezi tu în episoadele tale, despre curaj ai vorbit vreodată? Bă, despre curaj n-am vorbit, dar probabil sunt mai multe tipuri de curaj, cumva ăsta e curaj mai pe orbet, așa ca să zic. Și știu una și bună, în general nu prea risc să zic așa, când mi-e foame zic, bă, când ți-e foame nu faci experimente. Dacă ți-e foame mănânci ce știi, că îți place, ca să mergi la sigur. Rubrica presupune să te legăm la ochi, știi? Super, asta e super pentru mine. E bine, da, da. Păi... Eu sunt de acord perfect, 100%. Ok. Mă supun. Bă, dar e de mâncare, nu? Adică gen e de mâncare. Adică oamenii mănâncă așa ceva. Poți și, să pui și mâna. Și nu e nimic, dar bravo, mă, poți să pui mâna. Dacă pui mâna, îți dai seama dacă e viu, dacă nu-i viu. Bă, cum adică dacă e viu, dacă nu-i viu? Aduc gărețușa. Mamă, dar ce fel e legal. La ochi. A, m-a atins cineva, nu? Laura, lasă-l. Nu faceți de astea curat, vreți că am găsit furculița și fac furculița. Ușor! Ușor, că-l strici și sperii. Gescă tare, reacționează. Serios, chiar îl luăm ușor. Îl luăm ușor. Uite, ușor, ai ușor. Ceva pe furculiță, deja ai ceva pe furculiță, poți să testezi. Ești sigur că nu vrei să atingi prima oară? Nu vreau să ating nimic, lasă-mă-mi faci. Hai mă, că e, de ce? E ceva ok. E ceva cu pește, frate, nu? E ceva miroase, cu... miroase. E ceva cu pește? E ceva cu pește. Dar e mic, de ce n-ai bani la de el? Ah, uite, aici. Ia stai, hai că te ajut. Aici, stai. Gata, l-am prins. Ai luat unul, gata. Ai prins, ușor, gata. Ușor. Hai că nu tremură. Bă... Hai mă, ce n-ai. Nu e rău, om. Nu pe bune ție, că-ți tremură mâna? Deci chiar nu e rău. De la cafea. De ce toate faci? Mănâncă bine, mestecă hai bine. Hai să vedem. Mamă, dar e bun. Dar zic ce simți, zi-mi un pic așa, ce descrie. Zici că... Dar nici nu știu ce e, nu cred că mai mâncat vreodată chestia asta. Nu recunoști textura. Nu. Zici că e zgârș din ăla, așa, e foarte... Seamănă un pic cu crevetele. Mamă, dar e bun. E pe aproape, oricum. Nu? E pe acolo. E bun rău. N-am mai luat nimic. Bravo. Vrei să te dezlegăm? Mie îmi place, e mâncăcios. Da. Îmi place. Poți ai emoții, da. Poți să mă dezleg? Nu, nu, de emoții, e mâncăcios, aia contează. Ce e ăsta? Păi e o delicatesă în țara ei. În multe țări. Da. Hai să zicem în Asia. Și este foarte scumpă. Adică o porție din asta este peste 100 de euro. Stai ca să iau și are ultima gură. Are o denumire de legumă. Stai ca să iau și ultima gură ca să nu mai conteze. Am mâncat-o, bă, frate. Este primul invitat care mănâncă tot din farfurie. Am mâncat tot. Dar stai că nu știi ce am mâncat. Hai, acum să vedem. Cine o să mor în 2 ore. Are denumire de legumă. Vânătă. Crește în apă. Vânătă. Da, aproape. Ce? Castravete. 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 Zică că serios. Castravete de mare. Castravete de mare. Ai telefonul la tine? Bă, dă-l. Hai să căutăm, să vezi cum arată. Castravete de mare. A, așa, dă-i, ia să vedem imagine. Dă-i pe imagine. Bă, dar e mișto? E bun? Hai că e mișto! Băi, e bun așa arată asta! Îți imaginai tu că o să mănânci așa ceva?
Bă, dar ce urât e. Da, e urât, e urât. Bă, dar e cum? Așa, e ciudat rău. Băi, dar ce urât e, doamne. Acum ai mai mâncat? Băi, dar ce urât e, extraordinar. Urât e nasol, e urât, să știi. Și am mai mâncat și tot ca prostul. Ok, dar astea mai, astea miște sunt. Astea sunt tigre de pește zburător. Tot de la ăla. A, nu. Eu îți mulțumesc că ai venit la masă. Eu îți mulțumesc că m-ați chemat să mănânc chestia asta dubioasă, dar bună, repet, bună, bună, n-am ce să zic.